În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Concentrați-vă un pic și adunați-vă mai în față și fiți atenți ca să nu vă plictisiți și nici eu să nu vă plictisesc. Căci văzură ochii mei mântuirea ta, care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Iată încă o epifanie în praznicul împărătesc de astăzi, în care Mântuitorul Iisus Hristos, în același mod, prunc în brațele Maicii sale, se aduce înaintea templului pentru a fi închinat la Sfânta Sfintelor, la Sfântul Altar, ceea ce numim noi în zilele noastre de astăzi înbisericirea pruncilor. În momentul în care acest praznic a luat ființă în salba praznicilor împărătești, timpurile erau cu 300 de ani înainte de nașterea lui Hristos, în timpul lui Ptolemeu Filadelf. Acesta s-a gândit să scrie scripturile din ebraică în greacă și atunci s-au ales 70 de înțelepți. În momentul în care i-au ales, fiecare verset era tâlcuit în parte de fiecare, ca să bată cât mai aproape cu textul original aramaic și ebraic. Iar dreptul lui Simeon, cel de-al unul din cei 70 de înțelepți care tâlcuiau la Sfânta Scriptură, i-a picat versetul profetului Isaia 7:14, Fecioara va lua în pântece. Bineînțeles că la primul contact cu imaginea textului, Sfântul a crezut că este vorba de o eroare. A șters frumos, cum era în vreme de atunci, a dat cu aras pielea de miel sau de vițel pe ce să scrie atunci și a scris: o femeie tăinuită de bărbatul ei va lua în pântece. În noaptea care a urmat, îngerul Mihail a venit și a îndreptat lucrul acela frumos și a scris din nou: o fecioară. A doua zi s-a repetat din nou același lucru minunat, pentru că Sfântul Simeon, care la vremea respectivă era tâlcuitor al Sfintei Scripturii, a crezut că este vorba de o eroare. Și iarăși a radiat. Iar a treia zi s-a arătat îngerul și i-a spus: nu vei vedea moartea până nu vei vedea cu ochii mântuirea. Așa ne arată Sfinții Părinți în Sinaxarul Bisericii și a trăit acest Sfânt Simeon, după cum arată și Egesip și Iosif Flaviu, 250 de ani până ce s-a născut Mântuitorul Iisus Hristos în peștera din Betleem la 25 martie în timpul lui Cezar Augustus, în vremea când s-a făcut recesământul și s-a înscris și el cu Iosif și cu Maria. Când s-au împlinit 40 de zile, cum arată cartea Vechiului Testament, a venit vremea curățirii. Unii aduceau 2 pui de turturel, alții 2 pui de porumbel. Pentru lumea bogată se jertfea și un miel sau un ied. Dar Fecioara Maria și cu dreptul Iosif, ca să-și demonstreze sau să-și vădească smerenia din care nu erau niciodată lipsiți sau nu erau niciodată depărtați de această virtute, au venit cu 2 pui de turturele, au adus la templu, dar în clipa când pruncul a fost luat în brațe de dreptul Simeon, o rază de lumină s-a făcut de la fața pruncului la inima lui Simeon și acesta a spus această cântare, ce o cântăm noi, această frază teologică plină de prorocii și de adevăr, ce o cântăm noi de fiecare dată seara la vecernie, când cântăm: acum slobozește pe robul tău, Stăpâne. Erau 3 moduri de a contacta cu Dumnezeu. Era vorba de slobozirea anilor, pentru că era bătrân și vechi de zile și toată lumea se întreba ce-o fi cu acest om, că îi se spunea Simeon cel fără de moarte, pentru că de acum se succedau generațiile. Era dezlegarea de legătura pe care i-o făcuse îngerul cerului. Și era dezlegarea pe care și-o cerea el singur față de Dumnezeu, ca nesocotit cuvântul Scripturii. Și pe lângă toate aceste
lucruri exprimate în această cântare, acum slobozește pe robul tău, stăpâne. Dreptul Simeon spune la sfârșitul textului și acest lucru. Acesta este spre căderea și spre ridicarea multora din Israel. Peste cine va cădea, îl va sfărâma, iar peste cel care, peste cine, deci cel care se va împiedica, se va sfărâma, iar cel peste care va cădea, îl va spulbera. Prorocița Ana, care era și ea veche la templu și bătrână, în momentul când a văzut-o pe mumă și pe prunc, a spus și ea o mare prorocie, sabie va trece prin inima ta. Adică erau patimile Domnului care aveau să fie începutul mântuirii noastre și odată cu învierea, scăparea din robia iadului și a morții. Ce trebuie să înțelegem noi astăzi din valoarea acestui praznic? Deci aici a fost sub formă de povestire ceea ce s-a petrecut la vremea de atunci și cum a luat ființă praznicul. Trebuie întâi să înțelegem următorul lucru. Termenul de drept în Vechiul Testament, pentru că atunci nu era rai și iad, era doar sânul lui Avram, o latura iadului, unde nu era muncă și stăteau drepții Vechiului Testament, sunt oamenii temători de Dumnezeu. Dreptul Iov, dreptul Ioachim, dreapta Ana, deci dreptul Simeon, Avram, patriarhul, Isaac, Iacov, deci toți aceștia stăteau în latura celor vii, cum spune, și în umbra morții. De ce? Pentru că nu era zdrobită moartea cea veșnică. Dar acolo, în fundurile iadului, fiecare dintre acești proroci ai timpului lor vorbeau de Iisus. Iar la înviere, când Hristos a intrat în adâncurile iadului, cum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, primul care l-a vestit a fost Simeon și a spus, pe acesta l-am ținut în brațele mele. Deci iată încă o dată rolul dreptului Simeon și în iad înainte de înviere. El a spus celorlalți, acesta este cel pe care l-am ținut în brațe. Acesta este mântuirea. Și în momentul în care dreptul Simeon își termină misiunea, rămâne Hristos pe pământ, care va fi într-adevăr piatra de poticnire pentru toate neamurile. Și ce s-a întâmplat în aceste vremuri de când s-a născut Hristos și până în zilele noastre de 2000 de ani? Întâi și cel din tâi au fost arienii, cei care aveau treabă cu deofințimea Tatălui cu Fiul și credeau că Fiul este mai mic decât Tatăl și că este o creatură superioară. Și atunci, în felul acesta, foarte multă vreme s-a tot mers pe această doctrină foarte ascunsă și mărșavă, care era strecurată foarte bine în doctrina dreaptă, dar nimeni nu-și dădea seama decât cei care erau foarte ascuțiți la minte și în felul acesta patristica primelor trei secole și chiar patru secole creștine, deci primele trei veacuri, s-au scris foarte multe tomuri și foarte multe învățături pe seama acestei erezii. După aceea au apărut alte învățături și curente, sau, dacă vreți, curentele pnehmatomahe, deci în care Hristos nu mai avea două firi și două voi, avea o fire și o voie. Aici și Eutihie și Nestore și se, mai sunt, dar nu i-am eu acum în momentul de față în minte, deci veneau și se legau din nou de puterea Fiului lui Dumnezeu și de existența Lui în treime, deci de lucrarea ipostasului Fiului în ființa ta, deci în ființa dumnezeirii, și atunci veneau și din nou a ieșit o întreagă serie de erezii, deci care s-au sfârșit și ele fiind condamnate la sinoadele ecumenice. După ce au trecut și acestea, au venit iconoclaștii, alți nebuni și rătăciți, care au început să aibă treabă cu chipul lui Dumnezeu și cu icoanele, și noi știm că cele mai vechi icoane au fost încă de pe vremea Mântuitorului, când El și-a lăsat mahrama pe față și-a dat lui Avgar regele Edesei, apoi Veronica i-a șters fața și-a rămas semnul pe mahramă, și apoi Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, pictor și evanghelist și doctor, care pictează icoanele Maicii Domnului, deci care rămân cele mai dogmatice, dacă vreți, și ca normă de ierminie creștină lăsate din primele veacuri creștine.
După toate acestea, au început sectele raționaliste care s-au desprins și ele la rândul lor după marea ruptură de la 1054, când biserica s-a împărțit în două rădăcini mai modern, după teologiile mai moderne și după învățăturile mai moderne, se spune că biserica respiră cu doi plămâni, unul catolic și unul ortodox. Deci nu e vorba de doi plămâni, ci e vorba de o vale adâncă în care învățăturile revelate de la Fiul lui Dumnezeu și de Dumnezeu Tatăl prin Fiul Său și descoperite prin Duhul Sfânt Sfinților Părinți au fost ușor adăugate sau știrbite de marea frântură a Bisericii Catolice, care face parte tot din trupul Bisericii Mame, deci cea întreagă până la 1054. Și de aici a început marea ruptură, din care au ieșit apoi și protestanți, și reformați, și anglicani, așa cum avem noi iehoviștii, baptiștii și penticostalii, și catolicii duc în spate acest putregai al protestantismului, al reformei, al anglicanilor, deci ceea ce numim până în zilele noastre catastrofa Inchiziției sau, dacă vreți, toată lupta lui Luther de a decima sau de a rupe în trupul bisericii datorită neorânduielilor și fără de legilor de atunci. Deci în loc să se facă o reformă spirituală între oameni, se făcea o reformă socială în biserică și mai apărea o ramură. Și de ce spune că peste cine se va împiedica de Hristos se va sfârma? Pentru că și biserica s-a sfârmat în mii și mii de neocreștinisme din acestea, care la rândul lor și-au pus câte un șef, care la rândul lor și-au pus câte un cap de biserică, și în felul acesta s-a mai format o biserică și s-a ajuns în secolul al XIX-lea să avem peste 300 de secte, deci din care 200 aproape recunoscute și aproape 30 de culte oficiale. Deci iată unde a dus neascultarea cuvântului dreptului Simeon, care spune că acesta este spre căderea și spre ridicarea multora. De ce? Pe Fiul lui Dumnezeu nu l-au înțeles decât cei care au ascultat cuvântul Tatălui. Pentru că a spus așa: cine ascultă de Tatăl, ascultă de cuvântul meu, și cine n-ascultă de cuvântul meu, n-ascultă nici de cuvântul Tatălui. Și tot Iisus Hristos a spus: eu n-am venit să fac voia mea, ci a Tatălui meu care m-a trimis. Și El spune: aceasta este voia mea, care este și voia Tatălui din cer. Și noi găsim cele trei argumente în Sfânta Scriptură, în care Mântuitorul Iisus Hristos se identifică cu Tatăl, când Tatăl spune în toate trei cazurile același lucru: acesta este Fiul meu iubit, întru care am binevoit pe El să-L ascultați. În cele două mari praznice împărătești, la Bobotează sau Epifania Arătării la Iordan, și în praznicul Schimbării la Față, când Iisus Hristos se umple de lumină și, ca să se vadă că este vorba de dumnezeirea reală sau de dumnezeirea veșnică, lumina nu vine din exterior, ci din interior luminează. Deci Dumnezeu, Iisus Hristos, cuvântul Tatălui, este și El Dumnezeu adevărat și om adevărat, cum s-a arătat la unul din sinoade, Maica Domnului, a născut pe Hristos, ce a fost născătoare de Dumnezeu. Așa ne și cântă îngerii din cer când cântăm imnul Maicii Domnului, deci acea cântare care se cântă cu vinesec adevărat, și se spune: născătoare de Dumnezeu. Să te fericim pe tine cu adevărat, născătoare de Dumnezeu. Deci de ce născătoare de Dumnezeu? În Maica Domnului a stat întreaga dumnezeire deșertată. Și atunci, în momentul acesta, s-au creat aceste disensiuni și neînțelegeri, și în felul acesta s-a umplut lumea de învățături și bune și greșite. Pentru că tot Mântuitorul Iisus Hristos ne-a lăsat o parabolă în Sfânta Evanghelie, care spune cam așa: un om avea o țarină și a pus slugile să are și să seamene greu. Dar un alt om rău, venind noaptea, a sămânat neghine. Și când a ieșit grâul la un loc cu neghina,
Slujitorii s-au încrucit și s-au dus și au spus stăpânului: stăpâne, toate ogoarele noastre sunt pline cu neghină, zice, prin grâu. Ce facem? Mergem să o scoatem și să o smulgem snopi, zice, și să o scoatem la marginea? Nu. Nu veți putea face lucrul acesta. Ci va trebui să lăsați să se coacă grâul până la vremea de pârgă și apoi când se va coace grâul și vom secera, neghina o vom aduna snopi și o vom da la foc nestins, iar grâul vom da la arie. Și ei întreabă, zice, dar de ce, Doamne? Că poate nu care cumva, smulgând neghine, să smulgem totodată și spicele, dar poate că smulgând neghină, până la vremea coacerii, o parte din neghine să se facă grâu. Adică ce trebuie să înțelegem de aici? Iisus Hristos, care este Mântuitorul și Izbăvitorul lumii, a rânduit ca în viața aceasta pământească până la Apocalipsă, și aici când vorbim de Apocalipsă, iarăși este un punct foarte și central pentru Biserica Ortodoxă, ați văzut câte curente circulă, începând cu Antihristul, începând cu pecetea, începând cu lepădarea, începând cu însemnarea, începând cu îndrăcirea, cu demonizarea, fiecare are dogma lui. Nu să mișcă un fir de păr din capul nostru fără voia lui Dumnezeu. Deci noi nu putem spune că Apocalipsa va fi azi sau mâine sau poi mâine. Apocalipsa, după Sfânta Scriptură, este ultima carte scrisă de Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, netâlcuită și neînțeleasă aproape de toți Sfinții Părinți, sau tâlcuită pe timpuri și pe vremi, repet, pe timpuri și pe vremi, și când vă spun de timpuri și de vremi, vă spun că și în vremea iconoclaștilor se aștepta Apocalipsa, vă spun că și în vremea prigoanilor cruciadilor se aștepta Apocalipsa, și în vremea expansiunii Imperiului Otoman pe toate țările Pământului și pe toată fața Pământului se aștepta Apocalipsa, și în timpul comunismului s-a așteptat Apocalipsa, și în momentul de față așteptăm Apocalipsa. Dar această Apocalipsă a fost așteptată din generație în generație. Aduceți-vă aminte că erați copii, cei care astăzi sunteți în biserică la 40, 50, 60 de ani, când părinții noștri și bătrânii spuneau așa: în anul 2000 o să fie sfârșitul lumii. Deci așa se spunea la vremea aceea. Și toată lumea a așteptat cu nerăbdare să vadă ce va fi în 2000. Și iată că suntem în 2010 și n-a venit sfârșitul lumii, ci a venit sfârșitul unor vremuri mai triste sau mai bune, mai morale sau mai imorale, și am intrat într-o altă etapă istorică care, dacă o pui la Indigo, nu se deosebește cu nimic de celelalte etape istorice în care întotdeauna au existat jigodi sau oameni perverși, trădători și oameni de nimic, oameni serioși și genii, oameni de calitate și oameni de mai mică calitate, oameni superiori și oameni inferiori, oameni de specie umană. Pentru că când te uiți la un om de departe, spui, ăla e un om. Dar când se apropie de tine, îți dai seama că nu-i om. Și atunci spun, oameni cu față umană și oameni cu față inumană. Și aceasta se poate explica prin războaiele de cotropire, care n-aveau niciun sens, om contra om, războaiele de sclavagism, care erau om contra om, războaiele de oprimare, care erau om contra om, războaiele de persecuție, care erau om contra om. Deci toate acestea au fost elemente apocaliptice ale vremurilor și ale vremilor. Despre acestea Iisus Hristos a spus un singur lucru, foarte frumos. Se citește în săptămâna când începe postul mare și începe canonul mare, este singura săptămână din an când la vecernie se pun Sfintele Evangheliei. Iar la Evanghelia de luni sau de marți se spune așa, că la vremea de apoi se vor cutremura munții, va fi om contra om, războaie contra războaie. Dar închide-l, domnule, telefonul ăla, că e obositor. Războaie popoarelor contra popoare, cu tremure, pe locuri,
vor fi revărsări de ape, vor fi catastrofe naturale, despre care Mântuitorul spune, și nici atunci să nu vă temeți, că de-abia este începutul durerii. Deci iată ce frumos spune. Și tot în Apocalipsa populară din mintea bătrânilor, erau acele elemente primordiale în care oamenii neștiutori de carte, dar ascultători ai cuvântului lui Dumnezeu, citeau acele cărți de Zosima Pascal, care se cheamă Sfârșitul omului și ea mai există și astăzi, dar într-un număr mai mic sau poate n-a mai fost tipărită, sau Semnele apocaliptice a lui Mina Prodan, un mare duhovnic al Mănăstirii Neamț, în care oamenii știau acest lucru despre Apocalipsă, că va veni o vreme când Antichristul va îmbla să facă din paie pâine și din apă vin. Asta era în mentalitatea lor. Zice, și atunci nu trebuie să primești care-s minuni și înșelări. Iar alți oameni care erau și mai primitivi și mai mediocri, dar aveau noțiunea de Apocalipsă, foloseau aceste termene. Zice, știi când o să fie Apocalipsa? Când se vor duce oamenii la morminte și se vor ruga să iasă morții din ele ca să intre cei care suferă, că nu mai pot răbda suferința. Acestea semnele Apocalipsei. Asta era în mintea populară a omului care avea la vremea respectivă doar o clasă sau două sau învățase la școală să citească în pridvorul bisericii pe ceaslov și pe psaltire. De ce v-am spus lucrul acesta? Hristos, piatra din capul unghiului, că aici ne oprim noi astăzi pe principiul predicii, pe care n-a băgat-o în seamă ziditorii, dar de la Domnul s-a făcut aceasta, este minunată în ochii noștri. Și de ce rămâne minunată? Primul om care a văzut Apocalipsa și izbăvirea a fost dreptul Simeon. Spune mai departe Sinaxarul că în momentul în care l-a lăsat pe Hristos din brațe, a rămas jos un morman de oase, i-a strălucit fața ca soarele și a fost îngropat cu cinste. În momentul în care Iisus Hristos a început activitatea mesianică, ne-a dat timp de 3 ani și jumătate atâtea pilde încât noi să înțelegem că venirea Mântuitorului Iisus Hristos sau a doua venire a Mântuitorului Iisus Hristos pentru noi ortodoxi nu e o catastrofă, ci o bucurie. Deci a avut grijă Iisus Hristos să ne prezinte în parabolele sale atâtea învățături lucide, dar fondate pe adevăr, încât noi să înțelegem pilda cu fecioarele. 5 și-au luat un de lemn, 5 nu și-au luat un de lemn. Dar când ușa s-a închis, cele care erau cu mirele au intrat la nuntă. Cele care au bătut mai târziu și au spus, Doamne, Doamne, deschide nouă. Și Mântuitorul a spus, nu vă cunosc pe voi, sunt acei oameni care n-au fost pregătiți de întâmpinarea lui Dumnezeu. Nu că întâmpinarea ar fi fost grea. Iată, întâmpinarea e ca o nuntă. Un alt semn în care Mântuitorul ne-a vorbit de prezența Lui și de venirea Lui între noi a fost aceasta. Privegheați și vă rugați că nu știți clipa și ceasul în care va veni Fiul omului. Iarăși a spus, privegheați și vă rugați să nu cădeți în ispită. Iarăși a spus Mântuitorul, rugați-vă să nu fie fuga voastră iarna. Adică iarna de ce? Că a fost minus 20 de grade acum câteva zile? Nu. Să fii tu gol în suflet de Dumnezeu. Să nu ai nicio căldură divină. Să nu simți pe Duhul Sfânt. Să nu trăiești dumnezeirea. Să nu trăiești credința. Ați văzut? Noi ortodoxi suntem cele mai caragioase făpturi religioase de pe fața pământului. Dacă te uiți la toate națiile pământului, la toate religiile lumii, nicăieri nu este mai profanat cultul morților ca la noi la ortodoxi. Și de ce vă spun lucrul acesta? După ce vine preotul și îi face stâlpi, îi face slujba de mormântare, îi numai dogmă, îi numai învățătură sacră, îi numai întâlnire cu Hristos, îi numai cale și adevăr în toată această slujbă,
Noi ne bocim și tragem de sicriu și facem o circotecă când moare un om, de parcă ai impresia că atunci îl pune stăpânul iadului. Deci nu că se duce să se întâlnească cu Hristos. Când Evanghelia spune atât de frumos, oare ce este moartea? Somn și întâlnire cu Hristos. Oare ce este moartea? Deschiderea ochilor în lumea cealaltă. Ce este moartea? Este scăparea de păcat și intrarea în virtute. Cum spune la apostolul de la morți, se va semăna într-o stricăciune să răsară într-o slavă, se va semăna într-o slăbiciune să răsară într-o putere. Deci vedeți ce simplă este moartea? N-am întâlnit, deci niciodată, undeva, o înmormântare în care să vezi oameni verticali, demni, cerebrali și să spună, da, domnule, a avut o vârstă, a chemat-o Dumnezeu, a trecut la cele veșnice. Începem o întreagă teorie și începem o întreagă scamatorie. După ce se pun vreo 100 de coroane, după ce se varsă vreo 70 de rânduri de lacrimi, după ce se țin vreo 80.000 de alocuțiuni, după ce se pune la groapă tot felul și cruci și poze, mă rog, e firesc uman. După ce se fac toate, mai auzi și câte o vorbă din asta neghioabă. Oare de ce a făcut Dumnezeu asta? N-avea ce face, era în vacanță și a vrut să vadă cum vă prostiți voi. Deci, fraților, moartea este un act sacru în care omul se detașează de putreziciunea și de neputința lui. Închipuiți-vă un singur lucru și l-am mai spus odată într-o predică. Ce-ar fi dacă noi oamenii am fi veșnici și nemuritori și ai avea un om zăcând la pat din care curge și este bolnav și schilodit de cancer, de ciumă, de ciroză, de toate bolile astea urâte care sunt pe pământ și ați văzut câteodată cât de cadaverici sunt cei muribunzi la pat, că abia aștepți tu să scapi de ei pentru că nu mai faci față să-i grijești, dar să trăiască și veșnic, pentru că așa ne dorim noi, să nu murim niciodată. V-ați închipui cum ar arăta pământul? V-ați închipui cam ce caricaturi ar fi pe fața pământului să vezi un om suferind de 1000 de ani, curgând din el și tu să-l grijești, să cazi și tu și altul la rândul tău, din succesiune în succesiune? Deci, noi aici nu realizăm neputința firii umane. Femeile sunt primele care realizează. Ele când se uită în oglindă, fug la coafor sau la cosmetică. Dar moartea nu se uită la asta. Moartea caută dincolo de mască, caută la vârsta biologică, a minții, a trupului, a firii, a sângelui, a inimii. Deci nu se uită la culoare, ci se uită la fond. Și atunci sigur că Iisus Hristos, care este cuvântul Tatălui din veac și care l-a luminat și pe David, prorocul la vremea când era profet, și a spus de vor fi anii omului 70 și în putere chiar 80, cei mai mult decât aceștia, osteneală sau durere? Osteneală, că poți să fii puternic și o fire sănătoasă și încă poți să mai faci ceva, dar te ostenești, pentru că auzim oameni în vârstă care spun, domnule, voința am, dar nu mai pot. Sau durere pentru cel care stă și suferă și rabdă durerea. Referindu-ne la dreptul Simeon, deci iată cum a trăit acest om. Și de ce am vrut să ajung aici? Deși a trăit 250 de ani, n-a stat cu Pampers, n-a stat cu perfuzie, n-a stat cu pastile, n-a stat cu medic, ci a fost întărit de Duhul Sfânt, în primul rând pentru viața lui curată, deci a avut o trăire verticală, deci mintea lui a fost tot timpul la Dumnezeu. Acesta a și fost motivul pentru care Dumnezeu a ținut cont de acești drepți ai Vechiului Testament și a făcut din ei stâlpi ai bisericii. Ia închipuiți-vă dreptul Iov, care a stat 7 ani de zile pe groapa de gunoi și și-a rost lepra cu sticla, cu un ciob. Când Dumnezeu l-a îndreptat și l-a făcut vertical, a avut iarăși curte, prunci, familie și s-a dus urmașii mai departe. Ia închipuiți-vă pe Ioachim și pe Ana, doi oameni în vârstă, păstori de capre și de oi, care la vârstă înaintată de peste 80 de ani, Ana naște pe mama neamului românesc, pe Maica Domnului. Ia închipuiți-vă pe Sfânta Elisabeta, femeia lui Zaharia, care la rândul ei, bătrână fiind,
Deci, după cum arată istoria Bisericii și a Vechiului Testament, avea undeva spre 90 de ani. Și s-a biruit rânduia la firii. N-a trebuit să meargă la Timișoara să facă din ăsta, cum se cheamă, în vitro. Nu, ci Duhul Sfânt a luminat ca printr-o această minune să se proslăvească puterea tainei lui Dumnezeu. Deci era copil cu sufletul și cu Duhul și era bătrân copt și matur cu trupul. Și atunci în om se luptau două firi. Era firea care venea din Duh și Har, care întărea și biruia rânduia la firii și era firea trupească, deci cea omenească neputincioasă, în care a și zâmbit Sara și a zis, eu să fac prunc? Și atunci Avram mai insistent, Doamne, dar dă-mi un semn. Și ce semn i-a dat? Vezi stelele cerului și nisipul mării, așa mai mulți vor fi fiii tăi, Avrame, deci prin tăierea împrejur și prin nașterea care s-a făcut în neamul evreiesc, deci prin Isaac cel unu născut din Sara, care va fi și el în continuare patriarh al popoarelor. De ce spun lucrul acesta? Ca să înțelegeți că Hristos, piatra din capul unghiului, este absolutul și dumnezeiescul revelat nouă pe pământ, ca să înțelegem cu adevărat voia lui Dumnezeu. Nici noi n-aveam fapte să ne urcăm în cer la Dumnezeu să aflăm voia și nici El n-avea metodă să coboare pe pământ, că lumea era spurcată. Și atunci ce a făcut? A venit în Fecioara Maria, s-a odihnit și s-a făcut om, s-a răstihnit pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire, ca să avem noi viață veșnică. Iar când a vrut să-și arate legea direct între oameni, a coborât cum a putut în muntele Sinai, în tunet, în fulger, în flăcări, în foc, în cutremur, și a primit pe robul său Moise, care a postit 40 de zile și i-a dat tablele legii. Dacă când s-a întors Moise din munte cu tablele legii, ce a găsit? Un popor de discreierați care topiseră aur, făcuseră un vițel și jucau în jurul lui, era Dumnezeul lor, închinarea la idoli, dacă vreți. Era vorba de chipurile cioplite, despre care scrie și în porunci, să nu faci chip cioplit. De ce v-am amintit lucrul ăsta? Ca să vedeți că omul este supus de șertăciune și stricăciune. Și atunci David, prorocul, mai târziu cu 1000 și ceva de ani, cu 2000 de ani înainte de Hristos, spune și el foarte frumos. Omul cu deșertăciunea s-a asemănat, zilele lui ca umbră trec. Dimineața va înflori, seara va cădea și se va usca. Deci iată ce este omul. Umbră, fum, vis, nor și cu asta nimic. Duh ce trece și nu se întoarce. În momentul în care noi trăim acum, secolul 21, deci la 2000 de ani de creștinism, și încă mai trăim remanescențele fricii de moarte, de prezența lui Hristos, de prezența treimii, n-avem noțiunea de rai, n-avem noțiunea de frumuseți, de lumea de dincolo de noi. Și mai mult decât atât, personal am întâlnit oameni care încă spun acest lucru. Mă uit la ei și eu și zâmbesc pentru că n-ai ce să faci altceva. Părinte, zice, oare așa o fi dincolo cum scrie în Evanghelie? Poate să nu fie așa, poate tu știi altceva mai mult decât a știu Hristos. Deci după 2000 de ani de creștinism, tu încă te poticnești în mintea ta, uitând cele mai elementare lucruri. Că adevărații sfinți nu putrezesc, ci rămân cu moaște întregi și îi putem pipăi, vedea și pune mâna pe ei. O vreme s-a spus că sfinții sunt niște făcături, zice, de ce îi ține acoperiți? Mergeți că sunt acum și sfinți descoperiți. Îi puteți vedea pe cei descoperiți, dacă de cei acoperiți vă îndoiți. Cel mai elementar lucru, bagă preotul mâna în apă de 3 ori în semnul crucii și ea nu se strică. Deci o binecuvintează în numele Duhului Sfânt și o transformă în apă. Nici aceasta nu-ți spune nimic. Pune mâna preotul peste potir și peste pâine și îți dă trup și sânge dumnezeesc. Nici aceasta nu te cutremură. Pune preotul mâna și îți sfințește un de lemnul de la mastru, să te vindeci de boli. Nici asta nu te convinge. Vine Iisus Hristos din cer și se răstihnește și îți lasă un mormânt sfânt în care an de an
vine Sfânta Lumină, nici aceasta nu te convinge. Și atunci ce trebuie să facem? Să ascultăm de cuvântul patriarhului Avram, care stătea în latura celor vii, și venise la el un bogat ce se chinuia în flăcările iadului, înfumurat, plin de sine, cu purpură, cu vison, cu figuri în cap, cu păreri de sine, cu slugi, cu garduri, cu câini de pază și așa mai departe. Și spune, Părinte Avrame, moaie degetul în apă și dă-mi un strop cărău mă perpele, sau măcar pe Lazar trimite-l. Și atunci patriarhul Avram îi spune așa, Fiule, au pe Moise și pe proroci. Dacă de Moise și de proroci nu ascultă și de-ar învia cineva din morți, tot nu ar crede. Asta este, fraților. Voi n-aveți cum să credeți în Dumnezeu cât nu credeți în sufletul vostru. N-aveți cum să credeți în nașterea lui Hristos cât timp nu credeți în nașterea dumneavoastră spirituală. N-aveți cum să credeți în mântuire și în înviere cât vă simțiți în moarte. Și ca drept dovadă, avem mărturia Vechiului Testament până în Noul Testament. A îmblat femeia și a cheltuit toți banii pe la doctor și la urmă a simțit să atingă de poala lui Hristos. Noi nu mai trebuie să ne atingem de poală, îl mâncăm direct și tot alergăm pe la toți doctorii și la urmă vin câte unii creștini și spun, Părinte, m-am gândit să mai încerc și la biserică. Ai doar o încercare. Așa va rămâne, la nivel de încercare. De ce? Credința ta te-a mântuit. Mergi în pace, așa spunea Mântuitorul. O, femeie mare, credința ta fie ție cum voiești. N-am văzut atâta credință nici în Israel, la sluga sutașului. Deci iată exclamările Mântuitorului Iisus Hristos. Și la un moment dat, când a văzut că apostolii toți se uită ca niște ciobani prinzători de pește cu plasa și nu pricep sensul credinței, Mântuitorul le-a spus și această pildă. Mai scurtă, dar mai eficientă. De a-ți avea credință cât un sâmbure de muștar, muștarul știți ce e, o plantă măruntă ca sămânța de rapiță. Dar ăla când îl pui în pământ, face o floare mare, mare, face un fel de pom, așa, un fel de bulihău mare. Ei, spune așa, ai spune muntelui să se mute și s-ar muta. Dar ca drept dovadă, cât timp noi nu putem părăsi o patimă prin rugăciune, n-avem credință. Nu putem părăsi un păcat prin rugăciune, n-avem credință. Nu putem depărta o boală de la noi prin rugăciune, n-avem credință. Nu putem îmblânzi un dușman, n-avem rugăciune. Nu putem să ducem pacea cu casnicii noștri, n-avem credință. Nu putem să ne căutăm noi liniștea, n-avem credință. De ce? Învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima și veți afla odihnă sufletelor voastre. Eu sunt adevărul, calea și viața. Deci iată cât de esențială este întâlnirea cu Hristos. Și de ce a venit Hristos tocmai în brațele preotului, El care e Dumnezeu? Ca să ne arate că singura autoritate din biserică care poate să-L confirme pe Dumnezeu ca fiind Dumnezeu adevărat, este doar omul purtător de harul Duhului Sfânt. Și în Noul Testament, apostolii i-au făcut pe episcop și episcopii i-au făcut pe preoți și pe diaconi. Și au făcut apostolii și diaconi și au pus mâna pe cei 7 diaconi, dacă citiți Evanghelia lui Arhidiaconul Ștefan. De ce v-am spus lucrul acesta? N-o să-L găsești pe Hristos la ședința de paranormale. N-o să-L găsești pe Hristos la ședința de cristaloterapie. N-o să-L găsești pe Hristos la ședința de hipnoză. N-o să-L găsești pe Hristos la ședința de rechi. N-o să-L găsești pe Hristos făcând exerciții yoga. N-o să-L găsești pe Hristos făcând meditații zen. De ce? Când spune odată o babă, dar ce, dar doar Dumnezeu are mai multe forme. Ei, mie îmi place Dumnezeu să arate cu o vacă, ca să poți tu să vezi cât de bou ești. Dacă Hristos a avut chip de om în icoană
Și omul a fost făcut după icoana lui Dumnezeu. Păi tu închină-te lui Dumnezeu cu chip de om. De aia a stat în brațele Maicii, de aia s-a născut în Ierusalim, de aia a crescut în casa lui Iosif, de aia s-a arătat magilor și păstorilor și îngerilor ca să-l vedem în chip de om. Și dacă Hristos a avut chip de om, a și fost om. Că a spus, mă vădește cineva de păcat, să spună. A fost fără de păcat, fără de greșeală, fără de întinare. Pentru că era Fiul lui Dumnezeu, era Fiul omului, era omul absolut. Cum trebuie să arătăm noi ca să intrăm în Rai? Câți din noi avem viața lui Hristos, chipul icoanei Lui, faptele Lui, smerenia Lui, răbdarea Lui? Mă întreba odată o persoană din asta religioasă, așa mai profundă, zice, părinte, zice, Loare, la cât am suferit eu mă mântuiesc? Zic, du-te în piață, ia-ți un cântar. Pune suferințele lui Hristos cu suferințele tale și vezi care trage mai greu. Asta chiar s-a gândit și după aceea mi-a scris un răspuns de asta pe telefon. M-ați pus în grea încurcătură. Ei, dacă te-am pus, ori mai rabdă, ori mai roagă-te. Deci tu hotărăști. Fraților, acest Hristos ce a stat în brațele dreptului Simeon este hotarul dintre bine și rău. Este hotarul dintre viață și moarte, dintre Vechiul Testament și Noul Testament, dintre adevăr și minciună, dintre diavol și lumină, dintre adâncul prăpastiei și vârful muntelui, la munți, suflete, că de acolo vine mântuirea, psalmistul. Și de ce vreau să vă spun? Dacă credem sau trăim vreodată cu impresia că Hristos poate fi amăgit sau ar putea fi cumpărat sau ar putea fi numituit, că nici nu există forma asta, dus cu vorba sau i se dă explicații inutile, ne înșelăm. Pentru că spune acolo la Sfântul Maslu într-o Evanghelie, toată dreptatea noastră înaintea lui Dumnezeu e ca o cârpă lepădată. Hristos vrea verticalitate. Când ai căzut în păcat, uită-te în sus, nu pune capul în jos ca modoroiul și tăcea, ci ai responsabilitatea păcatului ca să vadă Hristos că ți-ai asumat greșeala, că atunci te iubește, că El a spus, îndrăzniți că eu am biruit lumea și fricoșii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. De ce vă dau acest exemplu? Noi creștinii ne ascundem în spatele creștinismului când este vorba de un viciu al nostru și spunem, a, dar nu trebuie să iertăm că suntem creștini. Nu trebuie să iertăm. Nu. Trebuie să ne corectăm. Că azi iertăm, mâine iertăm, poi mâine iertăm, răspoi mâine iertăm și tot iertăm și tot iertăm și tot iertăm și tot iertăm. Dar când ne dăm seama că iertăciunile au fost false și zadarnice? Când spune Mântuitorul Iisus Hristos acest lucru, nimic necurat nu intră în împărăția lui Dumnezeu. Cel ce cade să se ridice, iar cel ce stă să ia aminte să nu cadă. Deci vedeți ce frumos? Și iarăși Mântuitorul spune, cei ce se silesc iau împărăția lui Dumnezeu. Și de ce vă spun lucrul ăsta? Tot ca să înțelegeți logic. Dacă te prinde moartea în păcat, te duci în iad, indiferent câte fapte bune ai făcut. Dar dacă te prinde moartea în virtute, te duci în rai, indiferent de câte păcate ai făcut. De ce? Pentru păcate avem spovedania, dar pentru starea în păcat nu avem răspuns. Și știți de ce? Tot Evanghelia ne dă argumentul și vreau să vi-l dau eu înainte de a vi-l da alții. A spus Mântuitorul, dacă n-aș fi făcut minuni pe care nimeni nu le-a mai făcut, păcat nu ați avea. Dar acum n-aveți răspuns la păcatele voastre. Și iarăși a spus Iisus Hristos, dacă n-ați fi văzut lucruri pe care nimeni nu le-a văzut sau n-ați fi știut, păcat nu ați avea. Dar pentru că ați știut, n-aveți răspuns la păcatele voastre. Deci nu va putea cineva să spună, păi știi, Doamne, da, păi eu am auzit, dar să vezi că nu era autobuz, eu stau undeva pe un deal, nu-i drum cu asfalt, n-am mers la biserică. La biserică n-ai mers, dar conștiința ai
Știi că n-ai voie să furi, să ucizi, să dai în cap, să desfrânezi, să râvnești la bunul altuia, să-ți necinstești părinții, să curvești, să faci toate relele, să nu iubești pe Dumnezeu și cu tare tot decalogul, știi? Asta e cea mai simplă carte. E ca o palmă, are 10 legi. Și ai să vii și ai să spui. Păi da, Doamne! Dar dacă n-am știut, n-am judecată. Foarte mulți creștini spun, nu citesc că nu vreau să știu să fiu condamnat. Mai condamnat ești că știi că nu știi. Mai puțină pedeapsă va lua cel care a știut și a greșit și îi pare rău, decât cel ce n-a vrut să știe că știa că primește pe cocoașă. Și atunci Mântuitorul vine și le spune și lălora, că nu-i lasă nici pe ei de capul lor. Și le spune așa la aceștia, după ce le spune, de n-ați fi știut păcat, nu ați avea, tot Mântuitorul le spune, de vă veți rușina de mine într-un neam desfrânat și păcătos și eu mă voi rușina de voi în slava Tatălui cu Sfinții Îngeri. Deci iată ce frumos. Deci tu rușinează-te să fii ortodox pe pământ, că eu am să mă rușinez să fii tu drept în rai. Tu rușinează-te să te închini și să-ți faci cruce pe lângă biserică, că eu am să mă rușinez să-ți arăt poarta cerului. Și de ce lucrul acesta? Pentru că a spus Mântuitorul cel mai esențial cuvânt, atâta de scurt. În ce te va găsi moartea, într-aceea te va lua. Pe unii a luat din crâșmă, pe unii a luat din biserică, pe unii a luat de la rugăciune, pe unii a luat de la beție. Pe unii a luat de la ceaslov, pe alții de la desfrânare. Pe unii a luat din acasă aprinzând candela sau stând în fața icoanei sau zicând rugăciunea lui Iisus. Pe alții a luat furând. Deci știe Dumnezeu ce face. Dar atâta să nu uitați. Și cum te voi găsi, așa te voi judeca. Deci este cel mai important lucru. Asta e apocalipsa noastră particulară. Deci, cum te voi găsi, așa te voi judeca. Acum, întrebarea mea este și închei. Cum l-a găsit pe dreptul Simeon mântuirea? În altarul Bisericii Legii Vechi a Templului, așteptând pe pruncul izbăvitor. L-a luat în brațe, l-a binecuvântat și a spus, acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta. Am o întrebare și pentru noi credincioși. Din cât suntem azi la biserică și cei care mai vin și în celelalte duminici, că nu sunt toți aceia, se mai schimbă. Întreb, este vreunul dispus dintre dumneavoastră în clipa aceasta, când eu vorbesc cu dumneavoastră, să spună, acum slobozește pe robul tău, stăpâne? Mergeți cu această întrebare acasă. Puneți-vă întrebarea dacă până în seară se cere acest răspuns. Acum slobozește pe robul tău, stăpâne. Este foarte esențială. Ioan Gură de Aur și Simeon Nou Teolog, știți cum cataloghează această bucățică de verset? Spun așa, acum slobozește pe robul tău, stăpâne, este astăzul lui Dumnezeu de fiecare clipă lăsat nouă pentru mântuire. Neîncetat vă rugați, în tot locul și în toată vremea, pururea lauda Lui în gura mea și cum spune iarăși și iarăși cum spune la cărțile Sfinților Părinți, rugăciune neîncetată. Deci nu știi clipa în care ceasul inimii a pus pe fix și a sunat de plecare. Aceasta înseamnă cum slobozește pe robul tău. În orice clipă, așa cum preotul este pregătit în fiecare zi să facă liturghie pentru Hristos și să aducă Sfintele Taine pe pământ să ne sfințim noi, așa trebuie să fie credinciosul în biserică în fiecare clip. Acum, dacă vine vremea și spune, uite omule, am venit să... Vine îngerul și spune, hai frate, trebuie să plecăm. Tu ce îi spui? Păi stai că mă aștept nora de la servici, stai că noi am făcut băiatului contract pe casă, stai că n-am scos banii de la cec, stai că nu mi-am pregătit prosoapele, stai că nu mi-am făcut podurile, stai că nu mi-am pregătit batistele. Astea nu le interesează pe Dumnezeu, astea sunt tradiții populare din ritualul mormântării. Acum poți să pleci cu mine. În orice clipă
trebuie să fii pregătit ca dreptul Simeon să-L iei pe Hristos în brațe. Și care e momentul pregătit nouă în Noul Testament față de Vechiul Testament? Simplu, să luăm aminte Sfintele Sfinților. Cel ce-i pregătit în orice clipă de Sfânta Împărtășanie, chiar îmi spunea astăzi cineva la spovedit, vai, dar eu nu-s pregătită de Împărtășanie. Ei, ce să-ți vorbesc, dacă ai muri acum, aia ce faci? Deci, care-i pregătirea Domnului? În ce constă pregătirea? Când nu ți-ai tăiat unghiile, când nu ți-ai pieptănat părul, când nu ți-ai schimbat tu fusta, cămașa și pantoful și ciorapul, nu așa vii pregătit de Împărtășanie. Asta ține de estetică. Să ai inimă înfrântă și zmerită, duh umilit, milă voiesc, nu jertfă. Asta e jertfa. Că așa cântă în liturghie, mila păcii, jertfa laudii. Deci să fii pregătit să intri în Sfânta Liturghie în orice clipă și să fii pregătit să dai nasul cu Hristos. Acum, Doamne, poți să mă iei? Nu-mi pare rău că am trăit. Îți mulțumesc de cât mi-ai lăsat. Asta este pregătirea vieții. Și în ultim și mai secund, ce cântă credincioșii când se termină Sfânta Liturghie? Ce a cântat Simeon în Vechiul Testament, dar cu alte cuvinte? Am văzut lumina cea adevărată. Deci care lumină? Care a văzut-o Simeon în Vechiul Testament? Am văzut credința cea adevărată, pentru că am văzut transformarea euharistică. Am văzut Duhul cel ceresc, nedespărțitei Sfintei Treimi, închinându-ne că aceasta ne-a mântuit pe noi. Ia ca ce frumos! La noi vine toată treimea, că Tatăl trimite Duhul peste pâinea Fiului să o facă euharistică în Fiu după înviere, în trup adevărat și în sânge adevărat. Și atunci Simeon a spus-o odată la 250 de ani, dar noi o spunem în fiecare zi. De cine s-a lipit această strigare de la sfârșitul Sfintei Liturghii? De nimeni. Unul vorbește cu alalt la ce ori e autobuzul, unul întreabă pe alalt cum e la serviciu, alalt cu ce și-a mai cumpărat și s-a îmbrăcat. Ăsta e rolul venirii la biserică. Schimb de mesaje interumane. Nu! Finalul de strana. Unul sfânt. Deci unul, nu s-o sută. Unul Domn Iisus Hristos într-o slava lui Dumnezeu Tatăl. Și de-abia atunci se spune toată biserica într-un cor și într-o simțire, amin, adică așa este. Deci iată, acesta e praznicul întâmpinării Domnului. Acesta e rostul intrării Mântuitorului în biserică, să ne certifice că nu-L găsim vagabond pe stadion, pe stradă, prin cărți libertine în bibliotecă și pe nu știu unde. Despre Hristos poți să înveți numai și numai în biserică. Ți-l dă preotul în mână, că le ia el în brațe când îl sfințește și îl preface, iar tu le iei direct în gură, îl mănânci, îl trăiești, îl simți și la un moment dat te supradimensionezi de la nivelul material la cel spiritual și toată biserica se face una cu Hristos, pe noi înșine și unii pe alții, și toată viața noastră lui Hristos o dăm. S-a lăsat Hristos binecuvântat de preot ca să-L înțelegem că e cel adevărat, pentru că și dracul ia chip de lumină și vine în chip fățarnic și ne face nouă minuni și dacă deschideți patericul, ați văzut, nu știu pe la ce sfânt, Grigore de Capolitu, parcă dacă nu mă înșel, cum stătea în peștera lui și se ruga, a apărut o căruță de foc, un împărat frumos, cu îngeri după el și a spus, pleacă-te mie că eu sunt Hristos. Ăla s-a uitat, a făcut cruce și a zis, eu lui Hristos mă închin în toată vremea. Și a pocnit dracul de a puțit toată peștera aia. De ce? Era Hristosul cel mincinos despre care Hristos ne-a spus la vremea de apoi. Mulți Hristoși mincinoși vor veni și vor înșela și pe cei aleși. Nu faceți parte din ei, că vă treziți ori sectari, ori eretici, ori maniaci din ăștia care dau în magie albă, neagră, în tot felul de spiritisme și porcării, ori vă treziți departe de creștinism și la un moment dat, din toate acestea, ce derivă? Necredință și ateism. Deci, facă bunul Dumnezeu să nu mai lungim vorba, ca toți cei care sunt în biserică să-L poată lua pe Hristos în brațe, ca dreptul Simeon și să zică, acum slobozește pe robul tău, stăpâne, amin.